Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Mințea Ordache, bun găsit în studio Antena 3. Alături de noi se află astăzi invitat domnul deputat PSD Sorin Vrăjitoru. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Este prima întâlnire din anul 2020. Cu ce gânduri intrați în acest an, ținând cont că va fi un an dificil? Sunt alegeri locale, alegeri parlamentare? Da, este un an greu, așa cum spunea și dumneavoastră, un an cu multe provocări, un an electoral, un an în care ne dorim ca cetățenii și cei care ne-au votat să-i reprezentăm să o ducă mult mai bine. Știu că anul trecut și numai dumneavoastră a susținut două proiecte implementate în județul Călăraș, anume portul turistic și pasajul de la Drajna. Într-o conferință de presă susținută de domnul senator PNL Răducu Filipescu, acesta a declarat că portul turistic nu va fi realizat. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Este o informație care, cel puțin la prima vedere, mă miră. Portul turistic de la Călăraș și vreau să reamintesc călărășenilor, este cea mai mare investiție guvernamentală venită la Călăraș în ultimii 30 de ani și guvernul PSD și domnul ministru Bogdan Trif, cel care a semnat contractul de finanțare, fiindcă trebuie să spunem, este semnat un contract de finanțare cu Consiliul Județean, al cărui titular de proiect este, am făcut împreună cu echipa de la Consiliul Județean, am făcut posibilă aducerea acestei finanțări la Călăraș. Repet, sunt uimit de ceea ce spune domnul senator Filipescu. Eu știu că astăzi când vorbim, portul turistic este în procedură de licitație, deci banii sunt și de asemenea am informația tot de la conducerea Consiliului Județean care se ocupă de proiect și îi felicit că îl duc mai departe proiectul. Cofinanțarea Consiliului Județean pentru anul 2020 este de aproape 1 milion de euro pentru portul turistic de la Călăraș. Am înțeles. Deci dumneavoastră susțineți că acest obiectiv va merge mai departe. Indiferent că, guvernul PNL, guvernul liberal, încearcă prin toate mijloacele să pună stop investițiilor făcute în județul Călăraș. Despre pasajul de la Drajna, aveți informații în ce stadiu se află proiectul în momentul de față? Pasajul de la Drajna are toate avizele luate, este studiu de fezabilitate făcut, are toate avizele luate. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu directorul Direcției Drumuri și Poduri Constanța, este trimis la CNAIR pentru avizare și intrare în Comitetul Tehnico-Economic de la Minister și mai departe către Guvern pentru aprobarea indicatorilor. Domnule deputat, de curând a fost confirmat primul focar de gripă aviară. Ținem minte că anul trecut au fost foarte multe focare de peste porcină africană. De peste porcină africană. Ce ne puteți spune despre sprijinirea producătorilor și crescătorilor de suine și păsări din România? Da, foarte bună întrebarea, mai ales că județul Călăraș este un județ preponderent agricol, un județ în care agricultura și zootehnia ar putea să facă din județul nostru un județ etalon dacă fermierii vor fi sprijiniți. Și vă spun ca și în calitate de deputat și membru al Comisiei de Agricultură din Parlamentul României, am făcut împreună cu colegii mei și cu guvernul PSD, am elaborat un set de proiecte de legi și acum sunt în vigoare pentru sprijinirea acestor două sectoare și nu numai, și sectorul de piscicultură. Referitor la sectorul de suinelor, legea 195/2018 le dă posibilitatea fermierilor să acceseze un sprijin cu ajutor de stat până la 80%, chiar 90% nerambursabil, astfel încât să-și dezvolte ferme de reproducție și de creștere a suinilor. Fiindcă, și fac o paranteză aici, acest virus al pestei porcine africane face ravagii în lume. China se confruntă cu o epidemie de acest virus.
au sacrificat foarte multe efective de aceste suine și astfel s-a ajuns să importe carne de porc din Europa. Importând din Europa, noi din România, neavând ferme de reproducție, suntem în situația în care să cumpărăm porcul mic, să-l cumpărăm din Germania, din Ungaria, din Olanda, iar cei de acolo nu ne mai vând nouă și au ridicat prețul, fiindcă merg toată producția spre China. Dar știți foarte bine că odată un focar de pestă porcină identificat în acea zonă, sunt câțiva ani în care nu se mai poate crește, nu se mai poate. Este o întreagă procedură, 6 luni de zile carantină, se pormă să introduce un porc santinela înăuntru, să vedem dacă mai este virusul sau nu, și mai sunt mai multe proceduri. Probabil această procedură va fi implementată și în sectorul de păsări, acum cu acest focar de gripă aviară care probabil se va extinde. Este un semnal de alarmă. Acum, în urmă cu circa 3 săptămâni, a fost semnalat primul focar în Polonia, la o fermă de creștere de păsări de curcan. Acum 2 săptămâni au fost semnalate în Ungaria și în această săptămână, acum câteva zile, din păcate, o fermă de creștere de păsări de ouă în Maramureș, dacă nu greșesc. O răspândire rapidă, am putea spune. O răspândire extrem de rapidă. Este un semnal de alarmă extrem de important pentru noi ca și țară, pentru noi ca și sectoare de creștere a păsărilor și a sectorului avicol, fiindcă vine după ce a fost afectat porcul și toată presiunea pe preț pe porc care va fi în anul în curs, în acest an, se va duce de fapt pe pasăre, dacă nu găsim soluția necesară și suficientă să punem în aplicare cele două legi, repet, pe care actualul guvern nu a înțeles să le finanțeze la potențialul pe care fermierii din România au depus cererile de finanțare, sunt depus deja un demers, există un demers către direcțiile agricole pentru finanțarea acestor ferme și să facem în România, să dezvoltăm în România noi ferme, să în momentul în care luăm sau dăm la o parte niște efective, să putem să avem ce să punem în loc și astfel încât să putem să integrăm și producția primară, să nu mai vindem grâu, porumb, floarea soarelui și alte producții din cultura vegetală, să o dăm la export, să integrăm această producție într-o fermă zootehnică, să creăm valoare adăugată pentru români, pentru România și mai mult decât atât, să avem produse făcute în România. Aș vrea să intrăm un pic în zona politică și să vă întreb cum comentați asumarea răspunderii pe alegerea primarilor în 2 tururi. Da. Guvernul Orban a anunțat ieri că își angajează răspunderea pe acest proiect de lege. El va trebui să vină în Parlament cu această, guvernul trebuie să vină în Parlament cu această angajare. Președintele PSD Marcel Ciolacu și în urma unor consultări cu liderii partidului au declarat că vom depune moțiune de cenzură asupra guvernului pentru asumarea acestui program politic. Veți depune moțiune de cenzură chiar dacă acest lucru va duce către alegeri anticipate? Este conform Constituției și ar trebui să ne raportăm la legile țării și la Constituție. Nu ar trebui ca și președintele Iohannis și Partidul Național Liberal să poate să interpreteze Constituția după bunul plac. Fiindcă au venit în aceste zile și colegii mei de la Parlament au făcut scrisuri către toate ambasadele din Europa. Există o recomandare a Comisiei de la Veneția, Comisia pentru Democrație prin Drept se numește de fapt. Comisia de la Veneția este cunoscută ea ca și entitate în care sunt anumite recomandări în care un ultim an de zile calendaristic nu ai voie să intervii cu reglementări asupra legilor electorale. Uh-huh. Nu ai voie să schimbi regulile în timpul jocului. În timpul jocului. Dar se pare că actualul partid de guvernământ își pot permite orice și vor să schimbe aceste reguli înainte cu 3-4 luni de zile. Nu este în regulă. Despre majorarea alocațiilor, ce ne puteți spune? A trecut, legea s-a votat, dar nu va fi pusă în aplicare până prin august. Inițiativa Partidului Social Democrat pentru dublarea alocațiilor copiilor în România a fost votată. Da.
Ea a fost promulgată de către președinte, dar în cadrul ședinței de guvern de ieri, după amiază, s-a luat decizia prorogării termenului de intrare în vigoare. Am înțeles că undeva august-septembrie. Ori, din punctul meu de vedere, asta nu este un moft, este o necesitate ca și copiii României să poată să beneficieze de aceste creșteri, din punctul meu de vedere, substanțiale. Adică 150 de RON vechi, 1.500.000 noi, 1.500.000 vechi, până în luna august sunt 7-8 luni de zile, deci un quantum de 1.200 de RON noi, 12 milioane, sunt luați din buzunarul copiilor. Da. În momentul în care vorbim de către acest guvern, din punctul meu de vedere, este irresponsabil. În spațiu public au existat discuții în legătură cu majorarea alocațiilor, cum că PSD-ul a aprobat această lege privind dublarea alocațiilor pentru a se răzbuna într-un fel sau altul pe cei de la PNL, la fel cum ei au aprobat majorarea alocațiilor pe vremea guvernării PSD. Cum comentați un pic aceste... Da. Anul trecut, când înainte să voteze bugetul de stat, deci era Partidul Social Democrat, era la guvernare. Da. Partidul Național Liberal a venit cu această propunere. Inițial, ca să putem să intrăm cu ea în procedură de vot, și sunt mulți care, nu știu, sau o fac intenționat, noi trebuie să modificăm legea plafoanelor financiare. Nu puteai să vii să votezi majorarea alocației fără să modifici legea plafonelor. Ei, noi asta am făcut atunci. Am spus, bun, este ok, este necesar, vrem ca și copiii României să fie această alocație pentru copiii noștri să fie, să crească, nu se putea trăi cu alocația de dinainte și atunci, da, suntem de acord, dar după modificarea legii plafonelor, ceea ce am și făcut. Mai mult decât atât, chiar dacă bugetul de stat nu era votat și era, se încheia undeva la un deficit de 2,7-2,8, am modificat și ne-am asumat și ne-am dus cu deficit la 2,9 și am aprobat această inițiativă legislativă a liberalilor bună pentru copiii din România. Noi, în acest an, nu mai suntem la guvernare, am venit cu inițiativă de aceeași anvergură. Da. Am spus că 150 de lei pe lună nu este suficient pentru copii și vrem dublarea la 300 de lei de roni pe lună. Noi, PSD-ul, am găsit bani atunci în buget și am făcut posibilă această majorare. PNL-ul, astăzi când vorbim, spun că nu au bani. Exact asta vreau. Dar să bani pentru turul 2, primarii în două tururi au, îi întreb. Bani pentru alte facilități au? De ce? Și întreb și poate pot să-mi răspundă. De ce au eliminat suprataxarea băncilor? Poate erau niște venituri care puteau merge... O sursă de venit. Cu siguranță puteau merge în bugetul și plătit alocația copiilor. Poate o altă sursă ar fi fost foarte bună și colectarea era rapidă pentru ca supraacciza la motorină să nu fie scoasă, fiindcă impactul cetățeanului este foarte mic, iar se colecta foarte mult sau puțin de la foarte mulți. Impactul bugetar la supraacciza scoasă de la combustibil este undeva de peste 1 miliard de euro. Deci de acolo ar fi existat banii necesari pentru majorarea alocațiilor. Absolut. Știți că oamenii spun în momentul de față, bine, bine, nu aveți bani pentru majorarea alocațiilor, dar de unde aveți bani pentru pensiile speciale? Ăsta ar fi cel mai comun exemplu vehiculat în această perioadă. Credeți că pensiile speciale vor fi eliminate? Și dacă da, vor fi cuprinse toate categoriile sau vor fi eliminate doar de la demnitari, de la judecători? Vor rămâne militarii? Cam care ar fi situația? Dumneavoastră veniți din Parlament și bănuiesc că aveți mai multe informații. Președintele PSD a anunțat convocarea unei sesiuni extraordinare în data de 27 ianuarie. Deci pe 27 ianuarie suntem în Parlament. Venim
cu acest proiect de lege de eliminare a pensiilor speciale, eu am declarat public că voi vota pentru eliminarea acestor pensii speciale. Și Partidul Social Democrat va vota pentru eliminarea acestor pensii speciale. Dar s-a stabilit cu exactitate o dată când acest proiect va intra în discuție și... Pe 27 ianuarie. Pe 27 ianuarie. Deci săptămâna, peste două săptămâni, într-o zi de luni, la ora 4, este convocată sesiunea extraordinară. Partidul Social Democrat va vota pentru eliminarea pensiilor speciale. Noi nu înțelegem de ce nu au făcut-o PNL-ul până acum. Puteau să o facă prin ordonanță de urgență sau prin angajarea răspunderii. Dacă la nivel central se știe că PSD nu este de acord cu alegerea primarilor în două tururi, la nivelul județului Călăraș, credeți că acest lucru ar avantaja primarii sau viitorii candidați la primărie? Ar exista cazuri unde acest lucru ar fi în favoarea candidaților? Da, trebuie făcută o analiză punctuală pe fiecare localitate în parte și să vedem ce câștig poate avea suplimentară Partidul Social Democrat și ce ar pierde prin acest proiect de lege cu două tururi de scrutin. În momentul de față, PSD Călăraș a definitivat o listă cu viitorii candidați sau urmează a fi... Nu, avem un termen până pe 15 februarie să prezentăm lista cu candidații în toate localitățile. Deci pe 15 februarie vom afla și candidatul pentru Consiliul Județean. Eu îmi doresc să-l aflăm mai devreme și pentru primăria Călăraș, că oricum este foarte târziu și cu cât întârziem, nouă cel puțin ne creează de servicii. În încheiere, voiam să vă întreb ceva. La ultima întâlnire, la care a participat și președintele PSD, domnul Ciolacu, a făcut o declarație legată de PSD. A spus ceva de genul că PSD Călăraș a fost vândut PNL, către PNL, pe vremea în care s-a făcut construcția USL-ului. Ce a vrut să spună mai exact domnul președinte Ciolacu? Da. Afirmația este perfect adevărată. Dacă ne aducem aminte și facem un exercițiu de memorie, în 2012, când a fost constituit USL-ul, Călărașului îi s-a atribuit cam tot PNL-ului aici. Și aici mă refer la președinte de Consiliu Județean, la primar de municipiu, iar din 7 mandate de parlamentar, PSD a avut 1, UNPR 1 și 5 PNL. Cam așa au stat lucrurile atunci pentru organizația județeană Călăraș. Eu spun că nemeritat, atunci am stat de vorbă cu conducerea partidului, au spus că vor exista și măsuri compensatorii vis-a-vis de organizația noastră, s-au mai uitat, s-au mai trecut cu vederea și au zis că suntem o organizație mică, o organizație care nu avem atât de multă putere politică, dar organizația a mers mai departe, organizația și-a făcut treaba, noi am crescut de la 7 consilieri județeni cât aveam, în prezent avem 12 consilieri județeni, avem mai mulți primari și cred că există premisele să facem o figură frumoasă și în următoarele alegeri. La viitoarele alegeri. De asemenea, domnul Ciolacu a spus că nu veți avea impuși la aceste alegeri candidați de la centru. Vă referiți la alegerile parlamentare? La alegerile parlamentare, da. Da, aici este o întreagă discuție. Mă bucură declarația domnului președinte Ciolacu. Știm foarte bine că noi, organizația și Călărașul și județul nostru, am avut mereu oameni aduși din altă parte, oameni care nu neapărat i-a interesat situația politică și economică a județului nostru. Dar pentru care organizația PSD a muncit și a reușit să-i propulseze într-o funcție. Exact. Și poate că, și nu vreau să fiu cinic, gradul de involuție economică și socială în care se află județul nostru, și trebuie să spunem pe bună dreptate că asta este realitatea, se datorează și acestor imixtiuni ale centrului în organizațiile județene și aducerea unor colegi care au venit, au candidat, au luat mandatul și pe urmă au uitat de județul care i-a făcut parlamentar. La alegerile din acest an, la alegerile parlamentare mă refer, PSD Călăraș, ce scor credeți că va obține și dacă va reuși să obțină un post de senator, 2 de deputați, cum credeți că vor fi lucrurile? Sau dacă aveți un target stabilit pentru alegerile parlamentare? Nu am făcut o analiză încă pentru alegerile parlamentare.
Cu toate că viața politică se precipită, liberalii își doresc acum alegeri parlamentare anticipate. Și să vă spun sincer, nu înțeleg, bine, nu înțeleg rațional, dar ei calculează tot într-o cheie politică, că dacă se duc alegerile parlamentare la termen care sunt în luna noiembrie-decembrie, vor pierde din procent. Se erodează atât de tare încât nu știu dacă or să mai se regăsească undeva la 30%. Și vă spun că își doresc aceste lucruri datorită faptului că nu vor, sau cel puțin asta este impresia, să treacă printr-o majorare a punctului de pensie începând cu 1 septembrie de 40%, pe care este legea PSD-ului și noi am propus ca părinții noștri, ca bunicii noștri să primească ceva în plus la pensie și, repet, 40% mărire, 40% a punctului de pensie, nu vor să mărească salariile totul începând cu 1 septembrie, au prorogat alocațiile la copii începând cu august. De ce vor să facă alegeri anticipate acum? Ca să nu mai fie penalizați de electorat în luna septembrie și că nu măresc pensiile, salariile cetățenilor români? Asta este singurul motiv pentru care înțeleg că Partidul Național Liberal dorește alegeri anticipate acum în 2 luni de zile. Chiar și să presupunem că vor fi alegeri anticipate. Credeți că oamenii nu-i vor sancționa la vot ținând cont de această amânare a majorării alocațiilor în luna august? Posibil, credeți da. Credeți că oamenii nu vor reacționa? Posibil, da. Nu știm cu ce gânduri merg cetățenii români la vot, dar din punctul meu de vedere ar trebui să existe un cartonaș pentru că acest Partid Național Liberal să fie sancționat. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, sincer, chiar credeți că se va ajunge în martie sau când au spus ei, se va ajunge la alegeri anticipate? Chiar credeți că există șanse să pice două guverne? Acum nu știu ce calendar și-au propus liberalii, dar mi-aș dori mult să se respecte litera și spiritul Constituției. Dacă nu vom respecta legea fundamentală a țării, înseamnă că ar trebui să plece acasă și ei, și noi, și toată clasa politică. Dar să concluzionăm. Trebuie să îndeplinite, s-au făcut niște pași constituționali. Dacă guvernul PNL vine cu angajarea răspunderii pentru primarii în 2 tururi, noi am declarat, depunem moțiune de cenzură. Vă spun în premieră, moțiunea de cenzură trece. Deci guvernul cade. Asta își doresc și ei. Își doresc, dar noi nu putem să-și bate joc de România. Guvernul cade, următorul pas este consultarea la Cotroceni de către președintele Iohannis cu partidele parlamentare care dețin o majoritate. Există posibilitatea ca Partidul Social Democrat să facă o majoritate și să nu ne subestimeze de faptul că nu știm să facem alianțe electorale și punctuale câteodată, și guvernul urban cade. O să vedem mai departe care vor fi următorii pași, fiindcă acum se joacă pe o tablă de șah. Mută unul, mută și celălalt. Mută unul, mută și celălalt. Dar le spun că avem 2 mutări în față. Deci vom avea surpriză. Vom avea surpriză, da. Vom avea surpriză. S-ar putea ca cei abia instalați pe posturi ai PNL-ul să fie nevoiți să plece acasă. Vă referiți la miniștri? Miniștri, secretari de stat, directori de agenții și așa mai departe. Au început schimbările și la nivelul directorilor. Au cam terminat toate schimbările. Ei s-au mișcat mai repede decât noi, iar ipocrizia de faptul că PSD și-a numit pe peste tot oameni, fără concursuri, fără asta, vedem ce se întâmplă și inspectoratul școlar și pe peste tot, în toate agențiile și direcțiile subordonate. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc.